Bună ziua doamnelor, bună ziua domnilor și un la mulți ani, un an fabulos, profitabil și mișto să fie din toate punctele de vedere. Vreau să spun un la mulți ani celor care poartă numele de Ion și Ioana astăzi, este Sfântul Ion, deci iată, intrăm în forță 7 ianuarie anul domnului 2016 și intrăm în forță în București, transmitem în acest moment și spun asta pentru că intrăm în legătură cu un bucureștean autentic, așa cum suntem mulți, sperăm noi. Vreau să-i spun bună ziua și bine a venit la RFI prima dată lui Alex. Alexandru Dumitrescu. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc Au... de invitație! Avocat de profesie, de formație, deformat avocat în sensul cel mai frumos al, al cuvântului, uh, consilier general la primăria uh, Municipiului București din 22 decembrie, Alexandru da, din 22 decembrie a da. fost uh, confirmat ca și consilier general. Așa, și nu în ultimul rând, ba chiar aș spune așa în primul rând, și o să vedeți în minutele următoare, dragilor și dragilor, la Business On Air discutăm despre activismul social uh, autentic. Uh, aș face trecerea către. Aș lua un pic așa, de deci, iată, avocatură, profesie liberală pur sânge, ai lucrat, Alexandru Dumitrescu, în zona privată activă, niciodată în contracte cu statul? important nu, de spus asta. n-am avut niciodată relaționări cu statul, nici funcții nu am deținut, am... Fost, sunt un avocat 100%, pur sânge. Pur sânge. Pe filiera aceasta a profesiilor liberale în formă și fond, iată, liberal de formație politică, ai fost ales, e important să spun, e o funcție electivă? Este o constituat. funcție electivă, am fost ales pe listele Partidului Național Liberal acum patru ani, când au avut loc alegeri locale. Nu am fost poziționat pe un loc eligibil și datorită retragerii din vari motive ale consilierilor aleși în poziții eligibile, am lista sau linia a ajuns și la mine și am devenit astfel consilier general în Consiliul General al Municipului București. Ca să derulăm, așa că suntem la radio, suntem în eter și vă reamintesc, dragilor dragilor, după amiază veți putea și vedea emisiunea într-un concept de refi, te vezi la radio, deci emisiunea Alexandru poate fi și văzută Interesant. după amiază, ea să ascultă în direct în momentul acesta. Derulăm un pic timpul, derulăm înapoi și vedem faptul că la tine activismul social, în ceea ce înseamnă identitate culturală contemporană și o să fac trecerea paranteză suntem într-o serie mai amplă de emisiuni, Radioscultătorii noștri știu de emisiunile în care Florin Pârlea de la Asociația Identitate Culturală Contemporană Leonar Velcescu au fost prezenți în studio de-a lungul anului trecut închid paranteza suntem într-o serie mai amplă care privește direct activismul social și mai aș te-aș întreba, și intra în subiect, Parcul Bazilescu așa ca emblemă ce ai făcut, ce te-a mânat și ce te mână în luptă pentru o, o, un anume edificiu cultural din Parcul Bazilescu? Totul a plecat de la un proiect personal pe Facebook, în condițiile în care am lansat un grup de satiră împreună cu niște prieteni. Grup de satiră care. Uh, inițial uh, l-am lansat pentru, pentru us personal, să avem uh, să avem unde să ne uh, schimbăm impresii comice, uh, să facem referiri uh, tot așa satirice uh, unul față de altul. Uh, fenomen care a prins uh, a prins conturi și mai mult decât contur, a prins o consistență senzațională. Grupul nostru de pe Facebook, sau comunitatea cum îmi place mie să o numesc, se numește Oare sunt un porc cu semnul întrebării? Este o întrebare ușor retorică și are un substrat oarecum filosofic. Dar plecând de la demersul nostru inițial de a face o chestie ludică și comică, am observat uh, a oamenilor către zona de proiecte, fiindcă adunându-se o mie, de oameni, am încercat să organizez tot felul de evenimente uh, real life în, în viața Dar, reală. Dar ai ieșit din online și ai venit în offline. Am ieri, născut uh, da. acum 2 sau trei ani de zile. Vineri Cicleta, o întâlnire de vineri după amiază uh, între membrii comunității cu bicicletele, pe un traseu deja stabilit uh, prin Parcul Herăstrău și plimbându-ne prin București, finalizând toată treaba în uh, centru vechi, uh, și alte proiecte pe care le-am inițiat în cadrul acestui grup. Ulterior am, uh, am observat și necesitatea oficializării acestui proiect și suntem în curs de constituire a asociației Oare Sunt Un Porc? Da. E foarte, foarte interesant că de, unde, de undeva a plecat uh, Alexandru Dumitrescu, adică vreau că ni s-a spus, că ni se spune des, probabil nu și pe linie masculină. Pe, pe de altă parte, vreau să punctăm aici, suntem lui mitică Popescu alucaragiale. Acela spirit ludic, acela spirit bucureștean, citadin autentic. Uh, menționez faptul că emisiunea este ascultată și la Cluj, ea va fi ascultată la Sibiu și Timișoara în direct, refia a câștigat aceste licențe și este absolut admirabil. Uh, așa că, și alte zone, care îndeopște ne necritică aici în sud, pot să ia contact cu, poate aș spune eu, ceea ce voci tu aici, este autenticul spirit bucureștean. Nu ne luăm foarte în serios, însă când o facem, lucrurile chiar pot să aibă o conotație faptică, reală. Exact, da, da. și chiar s-au întâmplat lucruri, adică prin, prin demersurile noastre de crowdsourcing identificând persoane din cadrul comunității sau din cadrul grupului care ar putea să ne ajute să ne îndeplinim proiectele și desconsiderând total aspectul pecuniar sau material, urmărind doar interesul comunității, am reușit să facem site-ul. Comunității, care se numește exact cum cum Osp, are numele. OSP, nu? Mă nu, nu, nu. Este no? oare ah. sunt un porc.ro. <laughs> exact, am făcut un blog în care am scris uh, destul de mult, avem uh, peste 200 de articole deja, blogul având jumătate de an. Uh, încercăm să dezvoltăm o platformă de proiecte în momentul ăsta, care e aproape finalizată în proporție de 90 ceva la sută. Mai sunt micile detalii de, de îndreptat. Și care probabil va constitui pe viitor o formă reală de evidențiare, evidențiere a persoanelor sau a membrilor comunității care au proiecte. Noi avem o, o, un deziderat extrem de, 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 de pertinent și de precis. Nu credem în oameni, credem în proiecte. Proiecte propuse de oameni și desfășurate de oameni. Un personaj nu poate căpăta, nu credem în formele fără fond. Credem exact. în, 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 în indivizii care au ceva de spus, vor să facă ceva o inițiativă și au dorință ca să, să finalizeze anumite proiecte. Plecând de la povestea asta am identificat uh, situația parcului Bazilescu, care din, da, din două, după revoluție, a căzut în, în, într-un uh, într de, cont de pe de penumbră și, și s-a deteriorat moral ca, ca ca uzură. Am studiat un pic problema, am căpătat câte informații am putut despre acest subiect. Anul acesta s-a întâmplat povestea înainte de de, Do de vară. 2015 deja. 2015 da, pardon, scuzați. Da, da, da. Da, 2015 da, da, am trecut, am noua, trecut dincolo, da. încă n-am intrat în, da, uh, în mentalul 2016. Exact. Da, da. Am uh, identificat uh, Posibilitatea de a milita sau de a, de a, de a practica un activism social modern, civilizat și sănătos la cap, pentru a determina instituțiile deținătoare ale obiectivului respectiv să-l refacă, să-l readucă în circuitul cultural. Am identificat deținătorul efectiv patrimonial al, al teatrului. Noi l-am numit inițial teatru Bazilescu. El, de fapt, se numește Teatru de Vară Nicolae Bălcescu. Da. Din incinta interbelic, teatrului... Interbelic, nu? Parcă are... Da, din incinta... Este, po... Chiar după... Nu, nu, nu. este după perioada interbelică. Există o descriere ușor stângace că face parte din stilul arhitectori... arhitectonic stalinist. Uh -huh. O exista. Păcatele mele, nu sunt arhitect, nu intru într-o zonă pe care Gale. nu o controlez, dar... Cert este că am identificat Ministerul Culturii ca deținător al acestui obiectiv. Ministerul Culturii, care este un, un, un proprietar al mai multor obiective, probabil imobile sau clădiri, și care nu dispune nici de, de fonduri, și nici nu cred că are într-un într într viitor foarte apropiat. Are această atenție sau cădere ca să ocupe să refacă acest, acest teatru de vară? Acest amfiteatru, care e un amfiteatru țăpănos cu 2000 de locuri, da, da, da. e o de construcție interesantă, aici. e, da, da. e foarte, foarte frumos și foarte bine poziționat, de servind nordul capitalei. Bun. Ideea noastră de activism social nu cadrează cu ce s-a mai întâmplat până acum, fiindcă, în general, noi, românii, avem o meteană de fiecare dată când ne apucăm de un proiect sau de o chestie. Căutăm vinovați. Chestia asta am observat-o în momentul în care mi-a fost luat un interviu în fața Teatrului Bazilescu, odată cu lansarea oficială a interesului comunității noastre. I-am spus că la televizor nu a fost agreată denumirea inițial, dar i-am spus grup de inițiativă cetățenească. Absolut, pentru că există morală televizionistică. Exact. Bun. Și... Una din întrebările reporterului a fost: Cine credeți că se face vinovat de situația. E marota clasică, că vrea audiență. Construcție. Și am spus, domnule, nu i treaba noastră să căutăm vinovații sau să-i identificăm. Treaba noastră, ca cetățeni, este să ne poziționăm ca și activiști sociali alături de instituții și să-i ajutăm să depășească momentele de blocaj care au dus la deteriorarea fizică a acestei construcții. Să încercăm să găsim soluții din zona uh, privatului, din zona societății civile, de, uh, de refacere, de recondiționare a acestor obiective culturale, care ar fi chiar păcat să le pierdem, având uh, în considerarea faptului că au fost făcute niște eforturi pentru a fi realizate. Bun. Și plecând de la, de, la, de, la, de la această premisă, am îndrumat membrii comunității, oferindu-le absolut tot ce însemna logistic și operațional pașii care trebuie să făcuți să depună o cerere la Ministerul Culturii în care să solicităm Informații despre situația juridică a imobilului respectiv, cine îl deține, care ar, fi, care ar fi variantele sau căile pe care ar trebui să le parcurgem, astfel încât să putem să facem posibilă renovarea respectivului, respectivului obiectiv cultural. Și au fost depuse, după știința mea, vreo 200 și ceva de cereri identice la Ministerul Culturii în considerarea faptului că dacă aș fi depus eu un singur cetățean poate n-ar fi fost interesat pentru interesant pentru instituție nu mă refer, nu particularizez ministri și așa e o da. chestie pur și simplu de, de abordare răspunsul a venit imediat și am identificat foarte multe lucruri inclusiv că teatrul se numește Amfiteatru Nicolae Bălcescu am uh, identificat și uh, aspecte de natură juridică, a situației juridice a imobilului, astfel încât am putut să creionăm mai departe pașii care uh, trebuie urmați. Întâmplarea fericită a făcut ca să pățesc acest uh, acest uh, această numire sau această confirmare în poziția de consilier general și să trec din zona de activism social de cealaltă parte a baricadei în, în, zon, da. în zona decidentului. Exact. exact. Și Aici. Alături de colegii mei din grupul, din grupul PNL, din cadrul Consiliului General al București, am reușit să facem acest proiect, acest proiect de hotărâre, astfel încât să solicităm Ministerului Culturii transferul sau Guvernului României emiterea unei hotărâri prin care să transfere proprietatea teatrului de la Ministerul Culturii la Primăria Capitale, unde există fonduri, există disponibilitate, structurile sunt mult mai. Mai eficiente din punct de vedere al gestiunii patrimoniale. Și sper că, la sfârșitul acestei luni, în ședință ordinară, pe ordinea de zi a cărei avem acest proiect de hotărâre, să avem succes și să, să putem să, să mai facem un pas până la finalizarea efectivă a proiectului de renovare a acestui obiectiv e, sociocultural. Aș putea să-i să spun, având în vedere că. Pe viitor deja am început să interogăm societatea civilă, să vedem cam ce s-ar preta în zona respectivă și ce am putea face. Și uh, sunt tare mulțumit că am primit foarte, foarte multe uh, 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 reacțiile. Au fost extraordinare din partea societății civile și se creionează din ce în ce mai tare înființarea sau dezvoltarea unui mol cultural în acel sit. De ce? Fiindcă, în 2021, Bucureștiu este deja pe lista scurtă de patru orașe a candidatelor la Capitală Culturală Europeană. Ce și avem fără? șanse foarte, foarte mari să primim acest statut pentru 2021. În această ordine de idei, sunt gândite, e o strategie integrată la nivel de, de municipalitate de a dezvolta și de a îmbunătăți urbanistic și Social, social, cultural, Bucureștiu, pentru a face față unei asemenea, unei asemenea provocări, cum ar fi capitală culturală. Alexandru Dumitrescu, avocat de profesie, doamnelor, nu avem cum e, și domnilor, profesie liberală, activist social, iată trecerea, iată tranziția pe care ai făcut-o acum, pe finalul intervenției, în zona de decizie eu aș vrea să te întreb Alexandru, în măsura în care identitatea culturală contemporană e un subiect care ne ocupă pe amândoi unul dintre proiectele așa cum ai amintit acesta la Amfiteatrului Nicolae Bălcescu este un proiect care continuă pe care îl duci cumva din zona exact. socială în cealaltă, de cealaltă parte a baricadei, în zona de decizie cu impact social, este și cea legată de Asociație de Identitate Culturală Contemporană. Pietre este unul din partenerii, comun, uh, part Pâlea, partenerii da. cei mai dragi mie Aici și florin fata, pârlea da, da. individual, dar asociația cu demersurile și cu atitudinea și cu abordarea pe care o are în dezvoltarea acestei zone de identitate culturală românească. Florin Părerea a făcut o chestie minunată identificându-l sau aj ajutându-l uh, pe domnul Leonard Velcescu cu lucrarea de doctorat uh, susținută la Sorbona despre statuile de daci da, da, exact. din Antichitate. L-am avut invitat la RFI și știu, pe... Știu, știu, da, am da, ascultat da, emisiunea da, da, extrem de interesantă. Uh, proiectul este colosal, este fabulos din punct de vedere identitar pentru noi, pentru noi români, nu pentru noi bucureșteni cea mai sau cea, perla coroanei în, 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 seria de proiecte pe care le dezvoltă și le urmărește Asociația, AICCU, Asociația, Asociația de Identitate Culturală Contemporană, este realizarea unei replici a unei statui din Parcul Giardino di Boboli din Firenze, în București este o statuie realizată din porfir roșu. Porfirul roșu, e la nivelul uh, antichității sau în antichitate, era o piatră nobilă care nu uh, era folosită decât pentru deități exact. și pentru împărați. Și pentru aparajul aparajul exclusiv exact. al imperatorului. Da. Este colosal cum această statuie, nu avem o confirmare oficială că ar fi vorba despre Decebal, dar prin prisma... Materialului din care este realizată această statuie, cel mai probabil, statuie mai statuie probabil despre da. asta vorbim. Dar, oricum, cert este că este reprezentarea unui uh, înaintaș de al nostru, a unui Dac. Bun. Acum, revenind la, 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 la partea decizională sau la zona în care am intrat uh, și în de care sunt de foarte scurtă vreme, de de foarte aceasta, scurtă da, vreme și în care chiar îmi doresc să, 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 să performez în beneficiu urbei. M-am gândit că ar putea fi extrem de interesant să creăm o relație la nivel instituțional între uh, Consiliul General al Municipiului București și omologul sau uh, instituția omologă din uh, Florența, astfel încât să obținem andosarea lor sau sprijinul lor efectiv, în realizarea mulajului acestei statui, după care realizarea ei se va face conform tuturor regulilor. de licitație, exact, subscripție publică probabil, după caz, în funcție de. Dar ce? este un proiect pe care mi-aș dori tare mult, sau un proiect care mi-aș dori tare mult să fie asimilat de către municipalitate, sau să fie făcut atât de AICC, cât și de municipalitate. Și în acest sens, împreună cu colegul meu, domnul consilier Cătălin Câmpeanu, care este președintele comisiei din care fac parte de relaționare cu societatea civilă cu ONG-urile. Iată, chiar organismul exact. de resort. Vrem să facem o întâlnire săptămâna următoare oficială cu cei de la ICC în care să preluăm sau să luăm cunoștință la modul cel mai uh, uh, oficial despre proiectele pe care le au și pe care doresc să le dezvolte. Unul din aceste proiecte, și care cred că ar putea să reprezinte o uvertură la această odisee minunată uh, pentru bucureșteni, ar putea fi reprezentată de organizarea unei expoziții cu planșe fotografice ale acestor statui de daci prezente peste tot în lume, mai puțin la noi, în pasajul universității, unde există un, un, un flux de, de, de bucureșteni interesant și, și, interesat, de și subiect, interesat de subiect. Simbolistic, că Alexandru Dumitrescu, în aceeași măsură. kilometru zero al absolut, democrației românești. Absolut, absolut. Uh, Spațiul este deținut de primăria capitalei. Urmează să vedem cum anume putem organiza toată povestea asta, astfel încât lucrurile să se desfășoare și lumea să înceapă să aibă, să capete această conștiință a existenței simbolurilor românești peste tot în, 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 în lume și a dorinței noastre ca municipalitate și ca societate civilă de a le aduce în sânul sau în mijlocul bucureștenilor, astfel încât copiii noștri să aibă reprezentări ale identității noastre culturale și istorice, până la urmă. Exact. Mă într-un puzzle uriaș. Foarte interesant, spus, te urmăream iarăși, se vede elocința uh, provenită din profesie uh, uvertură la Odisee. Păi Odisee este Alexandru Dumitrescu că este. se întoarce acasă Marele Rege și Marele Reprezentant. I-a luat uh, în mitologia antică 16 ani lui Ulise. A, la Ulise. Al nostru are un pic mai mult de când a mai fost văzut pe meleagurile astea. Din păcate, timpul curge, tempus fugit, iată spuneau uh, latinii. Uh, vreau să mai punctăm o chestiune foarte interesantă. Atât asociația, cât și activitatea ta se subscriu uh, uh, Misiunii de credință, aș numi eu aici la Business On la RFI, în a evidenția proiecte din societatea civilă privată sau cum să o numim mai adică, care are legătură în sfera publică, dar care se extrage de la om, oamenii care se asociază, ca și în comunitatea asta, ca și în comunitatea ICC, pe idei. Se asociază, hai să facem ceva pentru comunitate, exact. pe lângă joburile noastre, împovărătoare de multe ori. Sigur, asta e, trăim aici, ne-a ne dat Dumnezeu asta uh, și le facem și într-un spirit ludic. Vin pentru sânge este un proiect al asociației tale. Vreau să-l vreau să punctăm la da, organizării tale. Dinainte un... să vii conzilier general, este fabulos. Este un proiect pe care l-am desf desfășurat în luna a anului trecut, 2015, prin care am, în colaborare cu, cu o podgorie, cu Alira, am venit cu următoarea idee. Mergeți, donați sânge, faceți o poză a carnetului de donator și a vizei vizioare uh, aferente, din respect, aferente uh, actului dumneavoastră și primiți din partea comunității OSP împreună cu Alira o sticlă de vin roșu premium, tribun. Și a fost o campanie de mare succes, atât în rândul membrilor, cât și la nivel de, 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 de percepție publică. Da, campanie... sunt convins, nu? A Dacă a fost contestată, înseamnă că a fost, a fost observată și e, da. e, este important. Urmează să demarăm din nou aceeași campanie de la 1 februarie pentru toată perioada lunii februarie, tot vin, vin pentru sânge, în care donatorii, de, deja nu mai o targetăm doar către membrii comunității, ci o facem publică oricine se duce să doneze sânge, va primi o sticlă de vin din, din partea Alira, care e, e partenera noastră în acest demers. În acest demers și iarăși mă, cred că e important să punctăm, după ce s-a întâmplat la colectiv și după orice moment de traumă puternică, socială, nevoia de sânge este, este uriașă. Dacă reușim să-i atragem identitar, contemporan, citadin, urban, energiile noastre Absolut. care le caracterizează pe românul nostru de azi, din societatea activă, dacă ăsta este diferențiatorul, păi, fraților, vin pentru sânge, nu e nicio problemă. Adică, ce vreau să spun este că e foarte important să cuplezi pe nevoia complexă a omului complex exact. modern. Iar întrebarea mea de final pentru tine, Alexandru Dumitrescu, este legată de secvența aceea de ne numită antreprenoriat, ce îi face pe unii, anume pe anume, unii indivizi să devină antreprenori și antreprenori de succes, ce vezi tu ca elemente esențiale? Și tu ai trecut în emisiune deja, apropo de spiritul ludic de o formă de uh, a penetra acolo unde, unde nu te aștepți să, să fie așa abordarea. Dar te las să spui două trei din te rog, te invit. Componenta esențială a, antreprenori a antreprenoriatului este inițiativa. Dacă ai inițiativă, ai și toate șansele să faci lucruri. Nu ai inițiativă și te rezum doar la analiză. Nu vei face nimic. Analiza paralizează. Inițiativa produce lucruri. Revin la teza mea de mai devreme. O, fapte, proiecte, nu oameni. Atenție! Antreprenoriatul se bazează strict pe inițiativă. Inițiativă într-un cadru absolut integrat, într-un cadru moderat, într-un cadru civilizat. Deci, moderație, iată, invitație la moderație, foarte importantă. Profit însă că te am în studio și n-am avut timp să, ne, poate, dezbat mai mult inițiativă dublată de perseverență. Absolut, poate? obligatoriu. Pentru inițiativa că fără perseverență nu... Eu nu pot să nu mut focusul pe om, Alexandru Dumitrescu. Omul sfințește locul, spune bine poporul nostru. Bineînțeles, bineînțeles. Și mă uit la exemplul tău personal și vreau să te întreb și de fapt este o întrebare retorică pentru că vei răspunde tu pe măsură ce anii vor trece, de unde îți vei lua combustibilul să reziști, iată, societatea civilă, privată, zona avocaturii, să reziști într-un mediu unde obște cam toxic în cel de administrație publică. Aici trebuie să ții combustibilul. E combustibil foarte bine de că mi-ai pus da. întrebarea asta, fiindcă da. e o chestie pe care aș vrea să o punctez cu prioritate. Mediul acesta toxic începe să se curețe. Există o nouă generație de oameni o nouă generație de politicieni. Noi la nivel de Consiliu General deja avem un grup de oameni tineri, un grup de oameni implicați, integrați social perfect și ajunși la o maturitate atât uh, materială, cât și uh, cât și profesională. De să l cum spune piramida adică bă, știu ce iar am făcut. lucrurile pe care dorim să le facem sau să le întreprindem din poziția de decidenți sunt remarcabile și remarcate pentru și toate făcute în beneficiu urbei a bucureșteanului efectiv. Eu nu am de ce să mă duc acolo pentru un beneficiu personal. Nu mă interesează, n-am lucrat cu statul niciodată, nici nu-mi doresc să lucrez cu statul vreodată. ce îmi doresc? Îmi doresc ca toată experiența acumulată curricular, atât amar de ani de practică și de luptă în zona asta profesională, să o pun la bătaie alături de alți colegi de-ai mei, astfel încât să facem proiecte care să se întâmple, să fie frumoase și să schimbe ceva, să dea o perspectivă modernă, civilizată, sănătoasă și românească. Și românească, autentică. Pe această idee, dragilor, dragilor, din păcate trebuie să încheiem emisiunea. Am avut invitat pe Alexandru Dumitrescu, avocat, antreprenor social și consilier general, iată de ultim Mulțumesc. moment, în Consiliul General Primăriei Municipului București. Dacă așa arată, mi-aș permite o opinie personală. Chiar anul semne bune anuare, Dacă să spunem la început de an, dacă așa arată personificarea ideii de schimbare, rămâneți pe Refi dragilor, îți mulțumesc Alexandru. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Pentru prezență mulțumesc și eu. Rămâneți pe Refi, urmează jurnalul orei 14. Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions.